Păi bă, băieți, la pușcărie, la ora 10, deci la 10 se închide telefonul, dar dacă dai la 10 fără un minut telefon, el mai durează încă 45 de minute. Înțelegi? Mm-hmm. Adică s-a deschis, nu mai se închide. Dacă l-ai deschis la 10 fără un minut, și eu ce făceam? La 10 fără un minut dădeam telefon în telefonul din pușcărie, pe telefonul mobil. Așa. Și îl lăsam, mă uitam la televizor. Dacă vedeam ceva, mă duceam sau la pauză ca să pot să prind pauza. Știi că la 10 și un sfert era pauza. Sau nu știu, 10 jumate era pauza. Că 10 fără un sfert începea meciul. 21:45 începea meciul. Da, da. 21:45 la 10 jumate era pauza. Și eu prindeam pauza. Că eu dacă la 10 jumate, dacă 10 fără un sfert, fără un minut îi spuneam, eu la fără un sfert, eu ridicam telefonul de la pușcărie, adică lăsam satârne jos și luam pe urmă, mă duceam, îl puneam pe scaun și vorbeam la telefon cu cel care avea telefonul deschis mobil. Că era, conexiunea era, rămânea făcută. Aha, am înțeles. Și puneam și Gâlcă, care el zice că el era atâta de ecutare, el făcea din pușcărie. A, păi Gâlcă a zis că el n-a făcut niciodată. Și din pușcărie îi comandam lui. Eu n-am făcut în libertate, dar din pușcărie a făcut. Am înțeles. A, și făcea și Gâlcă, nu? Păi dacă din pușcărie făcea... Păi și atunci de ce zice că el n-a făcut, că el n-a schimbat? Că... Păi și tu mă crezi pe mine? Ei, păi normal, că doar ce aveți, ce... vă știu că sunteți direct. Păi de ce? A, deci făcea și Gâlcă. Ce zice? Dar s-a opus vreodată, sincer, Gâlcă s-a opus vreodată? S-a opus și a venit sfârșitul. Asta e, am înțeles. Scur și cuprinzător. Să joace cu sau fără ăsta... Varela, a fost cu Varela la Iași. Da. Bună când ziua. Atunci la Iași nu trebuia să câștigăm meciul. Da. Că dacă nu câștiga meciul și câștiga Târgu Mureș, erau ei campioni. Uh-huh. Și atunci i-am zis să joace fără Rusescu sau cu Rusescu, nu mai știu. Și el a zis da, cu două ore înainte. Am vorbit cu el, am făcut echipa. Și când m-am dus, era cum ar veni, se încheiase contractul și eu nu-i promisesem lui prelungire. Mm-hmm. Așteptam să vedem ce se întâmplă. Adică probabil îl prelungeam, cred. Știi? Mm-hmm. Și el când a văzut că e ultimul meu, ce cu tare, nu mai are nici contractul. Păi, cu tare, ce să fac eu ca pe cali, mă? Și doi jucători pe care îi stabilisem eu nu i-a băgat. Mm-hmm. Și de atunci a venit sfârșitul. Și nu că a venit sfârșitul, i-a venit sfârșitul definitiv, că nu mai calcă niciodată la mine. A, n-o să... deci e subiect închis FCSB-ul pentru Gâlcă. Așa am zis atunci, pentru ce a făcut, niciodată în viața lui nu mai va antrena. Am înțeles. Da. Pentru că e viclenie, adică poți să-i spui un om să-l confrunți în față. Să-i spui, bă, uite care-i treaba. Ăsta e meci de campionat, e ultimul meci. Eu nu fac, domne, ca tine. E ultimul meci al meu, eu nu mai am contract, e ultimul meci al meu, ca atare eu nu vreau să mă fac de râs, vreau să închei cu pătare și eu nu fac ca tine. Ăsta e meciul care nu fac ca tine, fac ce vreau eu. Și închizi telefonul și bărbătește. Dar să spui da și să faci altceva, înțelegi? Sau după aia am sunat ca să facă niște schimbări, nu le-a făcut, a făcut ce a vrut el. Că până atunci făcea din pușcărie și a aducuma din libertate, nu mai a făcut. Am înțeles.